În județul Mehedinție, rata de infectare a scăzut la 0,81 la 1000 de locuitori. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 18 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus. În același timp, medicii trag un semnal de alarmă și cer persoanelor care ies pozitive în urma testelor rapide din farmacii să anunțe Direcția de Sănătate Publică. Rata de infectare este în scădere de la o zi la alta. Ultimele date furnizate de reprezentanții Direcției de Sănătate Publică indică o rată de 0,81 la 1000 de locuitori. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 732 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 185 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. 75 persoane sunt internate în acest moment la spital. În ultimele 24 de ore, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 18 persoane și nu a fost înregistrat niciun deces. Rata incidenței cumulative COVID-19 la 1000 de locuitori este de 0,81 în județul Mehedinți. În altă ordine de idei, în ultimele 24 de ore au fost imunizate 360 de persoane la centrele de vaccinare din Mehedinți. În ultimele 24 de ore, în cele 6 centre de vaccinare din județul Mehedinți au fost vaccinate 360 de persoane. Până în prezent, începând cu data de 4 ianuarie 2021, au fost vaccinate 4293 de persoane. Precizăm că au fost primite de la Centrul Regional de Stocare și Distribuire de la Spitalul Clinic de Urgență Militar Craiova, au fost primite 5208 doze de vaccin împotriva COVID-19. Persoanele care se încadrează în etapa a doua de vaccinare se pot programa online sau cu ajutorul medicului de familie.